Tânăra din Oradea, asasinată de fostul iubit, a fost înmormântată astăzi. Dărâmați de durere, zeci de prieteni, dar și rudele fete au condus-o pe Dalia pe ultimul drum. Asta în timp ce criminalul este în libertate. Polițiștii îl caută neîncetat de 4 zile pe bărbatul care a împușcat-o pe tânără și a abandonat trupul neînsuflețit într-o mașină pe malul Jiului. Adrian Hladie a fost dat în urmărire națională și în consemn la frontieră. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Durere fără margini în familia Daliei Duca. Părinții și apropiații tineri au condus-o astăzi pe ultimul drum pe tânăra ucisă în stil mafiot. Acum fata își va dormi somnul de veci în cimitirul municipal din Oradea. Filmul zilei de miercuri este înspăimântător. Dis de dimineață, agresorul a mers la locuința fostei sale iubite cu un buchet de flori. Când a văzut-o cu un alt bărbat, individul și-a ieșit din minți și l-a împușcat. Imediat după episodul sângeros, sub amenințarea armei, atacatorul a forțat-o pe tânără să urce în mașina lui și a demarat în trombă. Am auzit două împușcături afară, soțul a ieșit să uita pe geam, nu a mai văzut, după care am mai auzit încă o împușcătură. A fost gălăgie, s-a auzit pe ăsta la televizor până jur de 12 și s-a auzit gălăgie. Anchetatorii au împânzit imediat zona, iar victima a fost dusă la spital. Pacient în jur de aproximativ 40 de ani a fost adus de un echipaj al serviciului de ambulanță cu o plagă probabil produsă prin împușcare la nivelul bazei gâtului, deci regiunea laterocervicală, și cu o retenție a proiectilului în zona omoplatului. Câteva ore mai târziu, anchetatorii aveau să o găsească și pe tânără împușcată în cap într-o mașină abandonată pe malul Crișului. Anchetatorii spun că este același autoturism cu care bărbatul a plecat de la fața locului. Veneau mai mulți băieți pe la ea? Veneau, aici era urât. Cu cine locuia aici? Singura. Cum adică era urât? Ce înseamnă? Făceau gălăgie, se certau, în urmă cu ceva vreme s-a bătut, cineva striga, nu da mine la față că se vede. Oamenii legii îl caută pe fugar de mai bine de 48 de ore. Polițiștii poartă veste antiglonți și sunt precauți pentru că individul este înarmat. Faptul că o persoană înarmată, deosebit de periculoasă, se află în libertate, ne îngrijorează, se acționează cu o echipă complexă formată din procurori, lucrători de poliție judiciară, medici legiști și alte forțe de ordine. Suspectul principal se numește Adrian Hladie și are 38 de ani. Potrivit urmelor descoperite la fața locului, el ar putea fi rănit pentru că polițiștii au identificat pete de sânge pe iarbă. Bărbatul este căutat de polițiștii din Bihor și din județele învecinate, dar și de omologii lor din Ungaria. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție, Bihor are 1,73 metri înălțime, constituție robustă și ochi căprui. Nu se cunosc detalii despre îmbrăcămintea pe care o poartă.